Dragii mei frați și surori, stimați prieteni care ați găsit cu bine să veniți în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, socotesc că este drept și este și adevărat să spunem din toată inima căci Domnul nostru Iisus Hristos este viu. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Indiferent ce spune învățăturile oamenilor, indiferent ce spune cei înțelepți, vorba apostolului Pavel, pe nedrept numiți înțelepți, indiferent ce au spus sistemele înainte și în vremurile noastre, indiferent ce cred oamenii sau ce credem noi, un adevăr este adevărat. Că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Azi dimineață se amintea la ceasul rugăciunii un psalmist zugrăvea niște cuvinte foarte interesante. Și spunea în felul următor. Porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Să întreba el, nu știu pe el sau întreba pe alți, cine este acest împărat al slavei? Ar fi fost un împărat de pe vremea aceea? Am putea noi să numim de pe vremea noastră acum un împărat? Și tot el dădea răspunsul și zice, el este Domnul cel tare în luptă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei frați și surori, în seara aceasta și astăzi, sărbătorim, dacă joi seara am comemorat patimele Domnului Iisus Hristos, moartea Lui și îngroparea Lui, astăzi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos. Și s-a citit aici câteva cuvinte, un text mai amplu, spunea fratele Iosif, și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva cuvinte din prima parte a textului. Despre cei doi ucenici care mergeau în drum spre Emaus. Dacă ar fi să-mi intitulez, să dau un titlu cuvântării din seara aceasta, poate s-ar potrivi bine să spunem întristarea schimbată în bucurie. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat, în ziua aceea, înainte de ziua aceea și după aceea, au avut de grijă niște oameni să tulbure apele. Au avut de grijă niște oameni care Domnul Iisus Hristos, printre altele, oarecum le spunea, n-aveți nici înclin, nici mânecă cu fiul lui Avram. Dacă ați fi fiul lui Avram, ați face voi faptele lui Avram. Și oamenii aceștia despre care vreau să amintesc câteva cuvinte, nu erau alții decât mai mari poporului, nu? Erau preoții, erau învățătorii legii, care printre altele, crezând că face rău, sau crezând că face bine poporului, ei nu făceau altceva, decât împlineau scripturile matematic, cum se mai spune aici. Și oamenii aceștia, putem să-i găsim și să aminti ceva azi dimineață, dacă bine mi-aduc aminte, în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, oamenii aceștia s-au dus la Pilat și i-au spus, auzi, omul acesta, înșelătorul acest,
l-au numit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, înșelător. Și-au amintit ei bine niște cuvinte spuse ale Domnului Iisus. Și-a spus așa, omul acesta cât trăia, a spus că a treia zi va învia. Ei, dă-ne o strajă, spune azi dimineața, amintea și fratele Iosif, ca să păzim ormântul, ca nu cumva, să vină ucenicii să-l fure și să spună că a înviat Domnul Iisus Hristos. Și-au primit așa cum au cerut. Întrebarea mea este, a putut cineva să oprească puterea lui Dumnezeu să-l învieze pe Domnul Iisus Hristos? Necredința lor sau rătăcirea lor sau haideți să îngăduiți-mi să spun acest cuvânt aspru, în nebunia lor au putut ei să împiedice planul lui Dumnezeu? Nici de cum. Domnul Iisus Hristos a înviat, putea să stea acolo în fața mormântului și pe mormânt, și în față, și în spate, și la ușă, toată oastea romană. Aș vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos tot înviat. Lăudați să fie numele Domnului. Pentru că așa era, trebuia să învieze după Scriptură. În acest context, aș vrea să vorbesc despre acești doi oameni, acești doi ucenici, care de fapt nu făceau parte dintre cei 11 care au mai rămas. Dar Scriptura îi numește tot ucenici. Probabil erau printre cei care îl apreciau pe Domnul Iisus, dar nu erau numiți printre cei 11. Și în acest context, în această, haideți să spunem, atmosferă, unul zbiera, femeile zbierau, a înviat Domnul, am fost la mormânt și mormântul este gol. În altă parte se striga, l-au furat ucenicii și acum au auzit, scos zvonul că a înviat. Ei, cam în acest asentiment, oamenii aceștia se întorceau la casele lor, mă gândesc, de la Ierusalim, la un sat numit Emaus. Nu știu câți kilometri era. Se duceau pe jos, 10, 12, 15 kilometri. Dar oamenii aceștia, în necazul lor, în supărarea lor, în tristețea lor, s-au întâmplat două lucruri foarte grave cu ei. Două lucruri s-au întâmplat cu ei. Și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră aceste două lucruri care Domnul Iisus Hristos trebuia să le repare și să le renască în inima lor și în ochii lor și fizici și și ochii spirituali. În timp ce se duceau în drumul lor spre casele lor, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-a alăturat lor. A auzit ce să vorbești, ce vorbe spun între ei. Și Domnul Iisus i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea între voi? Cum, dar tu ești singurul străin? Din tot Ierusalimul tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Întrebarea mea este, în versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ochii lor erau împiedicați ca să-L cunosc. Haideți să poposim câteva momente, nu multe, aici. Oare Domnul Iisus Hristos așa de mult a fost schimbat? Dacă nu l-aș vedea pe fratele Iosif sau dumnealui pe mine, timp de 3 zile, și dacă într-o zi m-aș întâlni cu el și ar veni și ar vorbi cu mine și eu cu el, oare chiar așa mult s-ar schimba încât să nu-l mai cunosc după 3 zile? Oamenii aceștia erau așa de năcăjiți, de triști, oarecum de debusolați sau pierduți, încât nu l-au mai recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și ei spune acestui străin, să-i spune, cum? Tu nu știi ce s-a întâmplat? Tu nu știi de Domnul Iisus Hristos, care era un proroc, era puternic
în vorbe, era puternic în fapte. Este El care l-a înviat pe Lazar. El a dat orbilor, i-a dat vederea. Nu a mai făcut nimeni astfel de lucruri până la El. Și tu nu știi ce au făcut mai mari noștri? Tu nu știi că l-au osândit, l-au bătut, l-au pus pe cruce, l-au omorât. Tu nu știi? Nu l-au cunoscut, frați și surori. Ochii lor erau împiedicați să-L vadă, să-L cunoască. În tristețea lor și în dezamăgirea lor, să spunem așa, oamenii aceștia și-au pierdut orice direcție. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai mult, mai departe. Al doilea lucru care și l-au pierdut. Știți ce și-au pierdut oamenii aceștia? Nădejde. Nădejde. Spune aici în versetul 21, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-a întâmplat aceste lucruri. Oamenii aceștia și-au pierdut nădejde. Să-ți pierzi nădejde. Măcar că Domnul Iisus Hristos le-a spus, voi fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă, al mai marilor poporului, al bătrânilor, voi fi răstignit, voi muri, dar a treia zi voi învia. Și foarte interesant că oamenii aceștia, eu nu știu ce nădejde și-au pus în Domnul Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să fac o mică paranteză. În vremea aceea, erau subjugați, oarecum, de romani. Probabil și-au pus nădejde în două direcții. Într-una dintre ele, nădejdea aceasta pământească. Când o fi văzut pe Domnul Iisus în puterea Lui, puterea care avea, s-o fi gândit, ăsta ar fi bun de împărat. Cu puterea Domnului Iisus am putea să-i dăm afară pe romani, să rămâne iar autonom, să fim noi de noi. Sau poate și-o pus nădejdea și în partea spirituală. Poate oamenii aceștia au analizat situația spirituală a lui Israel, au văzut preoții, au văzut pe mai mari norodului, că nu merg pe calea dreaptă. Și poate oamenii aceștia și-au pus nădejdea și-au spus, omul acesta, Domnul Iisus, va îndrepta inima poporului spre Dumnezeu. Indiferent că e una sau alta, că e amândouă. Oamenii aceștia și-au pierdut nădejdea. Aceste două lucruri Domnul Iisus Hristos a trebuit ca să lucreze ca să le îndrepte la acești doi oameni. M-am întrebat și poate și dumneavoastră v-ați întrebat de ce Domnul Iisus Hristos s-a descoperit acestor doi ucenici. După spusele evanghelistului Luca, mai cu seamă Domnul Iisus a descoperit acestor doi oameni înainte să se descopere celorlaltor 11 ucenici. Așa cum am spus, ăștia doi nu erau printre ei, dar au avut harul ca să-L vadă și să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos înaintea lor. Și așa cum am spus, după spusele lui Luca aici, ei s-au dus în aceea seară și le-a spus celor 11, am văzut pe Domnul. Cu adevărat, Domnul a înviat. Nu-ți vorbesc puse vânt ale femeilor. Domnul Iisus Hristos este viu și s-a arătat lui Simon. Ei, Domnul Iisus Hristos m-a gândit, oare de ce li s-a descoperit lor? Și am cugetat toată săptămâna și m-am gândit la un lucru. Oamenii aceștia aveau o dorință sfântă în inimă să cunoască adevărul. Unul să cunoască adevărul și al doilea lucru, nu numai să-l cunoască, să-L proclame adevărul fără frică. Măcar că preoții cam căutau pe ucenicii Domnului Iisus, la oamenii aceștia nu le-a fost frică să afirme într-adevăr pe cel pe care l-au răstignit ei este viu în vecii vecilor, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Și oamenii aceștia, așa cum am spus, în drum
spre casa lor, Domnul Iisus Hristos, ne spune aici niște cuvinte în versetul 25. Când au văzut că nici nu-L cunoaște, le-au văzut dezamăgirea lor, le-au văzut că și-au pierdut nădejdea, Domnul Iisus Hristos le spune niște cuvinte, e adevărat că niște cuvinte mai dure. Și spune aici, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Oarecum nepricepuților și înceți cu inima, când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Oamenii aceștia, așa cum am spus, erau interesați de adevăr și cunoșteau Scripturile. Și Domnul Iisus le povestește și le spune toate lucrurile de la proroci și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce spunea Domnul Iisus, ei fac o afirmație. Aici mai jos spune, nu ne ardea inima noi când ne spunea, atunci când a stat de vorbă, când stai de vorbă cu Domnul Iisus, nu se poate să nu se schimbe în viața ta ceva. Nu se poate să rămâi același om. Nu se poate să vii la adunare cu o inimă rea și să te duci tot cu ea acasă. Nu se poate să vii la adunare deznădăjduit și să te duci tot așa acasă. Atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, îți arde inima în tine. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, spune prorocul, este ca un foc mistuitor în oasele mele. Vreau să o opresc, dar nu pot. Așa e când stai de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Dar oamenii aceștia nu s-au oprit la aceasta. L-au simțit pe Domnul Iisus, măcar că nu L-au cunoscut încă. L-au simțit că, de fapt, nu este un străin. De fapt, nu este un străin cum s-au înșelat ei prima dată. Și aș vrea să vă spun ceva. Au făcut un lucru nu extraordinar. Au făcut un lucru minunat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, când s-a apropiat de Emaus, ei au ajuns acasă. Domnul Iisus a făcut că se duce mai departe. Aș vrea să vă dăm de seama aici la niște cuvinte. Acești doi ucenici au spus niște cuvinte care sunt valabile pentru toți oamenii până va veni Domnul Iisus Hristos. Nu s-au oprit să-L asculte pe Domnul Iisus, să spun acum, ne-ai lămurit Scripturile, am înțeles. Am înțeles mai bine despre ce era vorba. Nu s-au limitat la aceasta. Au făcut un lucru care îl găsim în cartea Apocalipsă. Care spune și Apostolul Ioan și îl spune Domnul Iisus bisericii din Laodice. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul Iisus Hristos, în timp ce era pe drum și le povestea și le spunea din Scripturi, n-a făcut altceva decât a bătut la ușa inimii lor. Și oamenii aceștia, în versetul 29, au împlinit ceea ce Domnul Iisus aștepta, de fapt, ca să împlinească și așteaptă și astăzi să împlinească din partea celor care aude ciocănitura Domnului Iisus Hristos la inima lor. Și oamenii aceștia spune în versetul 29, haideți să citim din versetul 28. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, au stăruit
frați și surori, noi ăștia care suntem poate trecuți de 35-40 de ani, știm bine ce înseamnă au stăruit. Au insistat de el și au spus un lucru minunat. Rămâi cu noi. Vino în casa noastră. Spunea ei, este târziu. Ziua este aproape pe sfârșit. Măcar că e străin. Poate o fi spus, măcar că e străin și nu te cunoaște bine. Te-am întâlnit numai pe drumul Emausului. Dar hai cu noi la cină. Hai cu noi și cinează cu noi. Aș vrea să vă spun. La cină. Aici se întâmplă marea minune. Aici se întâmplă minunea lui Dumnezeu. Când îl înviți pe Domnul Iisus Hristos la cină, îl înviți în casa ta și în casa mea și în viața ta. Acolo se întâmplă minunea lui Dumnezeu care oamenii nu o să înțeleagă niciodată. Nu o să înțeleagă lumea niciodată această minune. Îngăduiți-mă o paranteză să fac. Am auzit o mărturie cu ani în urmă a unui frate, a un frate lucrător care spunea că undeva în România, la țară, undeva pe vremea vecului regim, a venit într-o zi, într-un sat acolo, un om de la guvern, într-o zi de Paște. Și a încercat să influențeze pe oameni. I-a adunat într-un cămin cultural sau nu știu cum era. Și a încercat să influențeze pe oameni să le spună, auzi, ce spun creștinii nu este adevărat. Hristos și așa și așa mai departe. Toate acestea sunt doar bază. Și timp de vreo oră s-a luptat el și s-a luptat și s-a luptat să-i facă pe oameni să înțeleagă că de fapt toate acestea sunt doar bază. Și după vreo oră de predicat, să spunem așa, era undeva un om mai bătrân, cine știe dacă avea școală, dacă știa să citească, și a zis, domnule, lasă-mă să spun și eu ceva după toate câtele spus. S-a dus omul ăsta în față. Când a ajuns acolo în față, a spus așa, fraților, Hristos a înviat. Toată adunarea care a fost acolo a răspuns cu voce tare. Adevărat că a înviat. Amin. Și când a auzit omul acesta, și-a dat seama că își pierde timpul deja. S-a luat și s-a dus în aleluia. Este o întâmplare care am auzit-o. N-am citit-o și nu am trăit. Dar aș crede lucrul acesta că au fost oameni care au încercat ca să bruieze oarecum sau să amestece adevărul. Aș vrea să vă spun, frați și surori, aici spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru minunat. Știți că li s-a deschis ochii acestor oameni? La frângerea pâinii. Dacă cineva de aici vrea să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel într-o împrejurare că ce-ar vrea să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și puterea învierii Lui, lăuda să fie numele Domnului. Amen. Știți care este puterea învierii Domnului Iisus Hristos? O spune Petru în Faptele Apostolilor. Și dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos este Dumnezeu Tatăl, lăuda să fie numele Domnului. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la frângerea pâinii li s-a deschis ochii. Și l-au cunoscut. Dragii mei, frați și surori, nu numai că l-au cunoscut. Când l-au cunoscut, Domnul Iisus a plecat de la ei, dar oamenii aceștia au făcut ceva. Nu știu, așa cum am spus, exact câți kilometri era și mă gândesc că deja era întuneric. Oamenii aceștia aveau o bucurie. De aceea am spus că dacă ar fi să-mi intitulez cuvântarea în seara aceasta, aș intitula-o Întristarea schimbată în bucurie. Oamenii aceștia nu s-au gândit niciodată că pe drum de la Ierusalim până acasă viața lor o să
ia cu tot o altă întorsătură. Nu s-o gândit niciodată că nu o să se culce în seara aceasta acasă la Emaus. O să se întoarcă înapoi la Ierusalim. În miez de noapte. Niciodată nu s-o gândit. Dar s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, starea lor de amărăciune, de deznădejde, starea lor care și-a pierdut oarecum vederea să-L cunoască, a schimbat-o total. S-a întors în acea seară. S-a întors înapoi în Ierusalim, s-a dus la ucenici și le-a spus așa. Ei și zicând, în versetul 34, haideți să citim începând cu versetul 33. S-a sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei, adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Lăudați să fie numele Domnului. În aceea seară oamenii aceștia n-au fost obosiți. S-au întors înapoi și au proclamat adevărul lui Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. M-am gândit. N-am găsit alt răspuns. M-am gândit, probabil, ăsta era unul dintre multele răspunsuri care aș putea să dau. De ce s-a arătat Domnul Iisus Hristos acestor doi oameni pe care poate nici noi mai găsim în altă parte în Scriptură? Știți de ce? Unul dintre răspuns. Oamenii aceștia doreau să-L cunoască adevărul lui Hristos și când L-au cunoscut, n-au ezitat să-L proclame cu orice preț. Dragii mei, frați și surori, dacă în seara aceasta a venit cineva aici și dorește lumină de la Dumnezeu, nu vă limitați să, oarecum, să simți o bucurie. Nu vă limitați să simți oare o plăcere în suflet că ți-a vorbit Hristos. Nu vă limitați la aceasta. Invitați-L în casa dumneavoastră. Invitați-L în casele noastre și să-L invităm în viața noastră. Când noi deschidem inima noastră, aș vrea să vă spun, orice deznădește Domnul Iisus Hristos o șterge și o curăță. Orice orbire Dumnezeu o curăță și dă lumină și ochilor trupești și dă lumină și sufletului. Și știți de ce? Pentru că El este viu în vecii vecilor. Și nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Este Domnul. Așa cum am spus și cum să spun azi dimineață. El este Domnul oștirilor. Și de atunci încoace. Au încercat oamenii să dilueze acest adevăr. Întrebarea mea este. Au putut să-L dilueze? Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră și pe mine, în seara aceasta, l-ați întâlnit dumneavoastră pe Hristos în drum spre casele voastre din punct de vedere fizic? Poate prea puțin dintre noi l-am văzut cu ochii aceștia fizic. Sau poate niciunul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atunci când Toma s-a încăpățânat și a zis, dacă nu-L văd și nu ating eu și nu așa, nu se cred. Domnul Iisus Hristos când s-a arătat lui Toma a spus un adevăr. Și un adevăr care până în zilele noastre este valabil și această fericire este valabilă până va veni Domnul Iisus Hristos. Și a spus așa, Tom, tu ai văzut și ai crezut, dar ferice de cei care nu văd și cred. Și aș vrea să vă spun, ferice de cei care nu văd și vor crede în viitor și de copiii noștri și de tot neamul omenesc. Aș vrea să vă spun la încheiere, frați și surori, o spun cu toată curăția de inimă. Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, timpul își face cursul și...